stată era cea dreaptă. De ce? Pentru că întâi se usucă credința și apoi slujirea. Când s-a uscat credința, gata, și cu slujirea. Așa studiam eu acolo. Dar zic, ia să studiez și celelalte evanghelii și așa. Și când, la un moment dat, deschid, de fapt, Evanghelia Luca, ne confirmă Luca lucrul acesta, medicul, omul abonat, Luca medic, medicul meticulos confirmă, Luca 6:6, ultima parte. Acolo era un om cu mâna dreaptă uscat. Cu siguranță că acest bolnav s-a rugat la Dumnezeu pentru vindecare. Atât a trupului cât și spiritual. Hristos numea 1492. Orice rugăciune sinceră este auzită. S-ar putea să nu fie exprimat în mod fluent, dar dacă se pune inimă în ea, se va înălța și Iisus o va prezenta Tatălui fără un cusur, fără un cuvânt greșit, fără șovăire, ci frumos înmirezmat de tămâia desăvârșirii sale. În versetul 6 găsim ceva groaznic, zice: fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă pe Iisus. Cum să-L piardă. Cuvintele inspirației îi descriu pe farisei ca fiind păstori falși. Pe cei suferinți nu i-ai întărit. Nici nu ați vindecat pe cei bolnavi. Nici n-ați legat ce era frânt și cu forță și curzime a stăpânit asupra lor. Fariseii n-au intrat pe ușă. Ei au pătruns în staul prin alte căi decât prin Hristos, care de fapt era ușa. Să lucidă. Ce manifestarea puterii divine prin vindecare, tot în Hristos din anul 355, îi lăsase pe farisei într-o și mai mare întuneric, într-o și mai mare împietrire. De fapt, fariseii erau cei uscați. În final, ce observăm? Au venit, au urmărit, au dat un verdict, au ieșit. Și ce au hotărât la ieșire? Să-L ucidă. De fapt, motivul real al venirii noastre la biserică se observă prin manifestarea noastră la terminarea serviciului divin, la ieșirea din biserică. Când ne manifestăm și spunem cu tare, cu tărescu, parcă, lucru greșit într-o familie în care copiii nu trebuie să audă tot felul de discuții negative. Ce fel vor mai respecta ei pe frați, pe cei ce prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, pe cei care caută să slujească Dumnezeu prin acel mod? Și acum să vedem, scena se petrece în templul care a fost ridicat prin voia lui Dumnezeu. Cum? Era nevoie de milă față de bol. Cum a fost ridicat templul? Și de ce? Zice, din milă față de neamul omenesc căzut, păcătos, să aibă un loc de întâlnire. Zice că să aibă un loc de întâlnire a nemărginitului cu mărginitul, a necuprinsului cu materia, a infinitului cu punctul. Poate că și astăzi, printre noi, sunt farisei la adunare. Poate chiar eu. Dar spunând aceasta, nu înseamnă că am rezolvat problema. 5 Testimonii 90. Printre noi există limbi neastâmpărate, mincinoase vitrine. Și ți închipi un fariseu, exact tiparul ăsta la are. Poate ați observat, există persoane, au așa o privire iscoditoare, așa ca de farisei. Există asemenea persoane, poate și la noi în comunitate, Doamne ferește. Care este scopul lor? Zice, împărțișarea lor îi trădează. Care este scopul lor? Printre noi există limbi neastâmpărate, mincinoase, viclene, obraznice. Prin lupa lui Satan, mușuroiul de cârtiță prezentat în adunare sau observat devin munți. Deci la ieșirea din adunare, la terminație, devine munte, ceea ce a fost ceva unic, avem și o notă, la o cântare. Despărțiți de Dumnezeu, răspândacii de rele devin terenul de sport al ispitelor. Se spune că limba ascuțită este un instrument tăios ce se ascute prin folosință îndelungată. Dar de ce să nu procedăm noi altfel? Și anume, zice, cuvinte amabile,
priviri pline de iubire, cuvinte de prețuire, ar fi pentru mulți și mulți din adunare, ca o cupă de apă rece pentru suflet însetat. Și să nu uităm că zicem, unde comunitățile umblă în lumină, acolo vor exista întotdeauna răspunsuri, nu să lucidă sau să se ucidă sau să ne ucidem. Răspunsuri bucuroase, din inimă, cuvinte de laudă cu mulțumire întotdeauna. Pe când fariseii urau pe Iisus, urau pe bolnav și poate că se urau și între ei, zice că Iisus veni. Hristos 1360. Iisus ar fi trecut prin agonia Calvarului chiar și dacă numai unul, cum ar fi acel om cu mâna uscată, cum aș fi eu, cum ar fi dumneavoastră, chiar dacă numai unul ar fi fost mântuit în împărăția sa, ar fi mântuit în împărăția sa. Și de asemenea, mi-a plăcut să citesc din 359 Hristos Dumnealui, necazul oricui atinge inima lui. Nu suntem singuri. Ce, n-avem probleme? N-avem necazuri, n-avem boli? Nu suntem singuri. Să nu uităm lucrul acesta. Cum venim, spiritul cu care venim, cu care plecăm, cum plecăm și ce ne dorim noi de fapt? Devenim ceea ce dorim, ce alegem, în funcție de țintele ce ne le punem, de tipare și de ce modele dorim a imita. Și din acest tablou, care categorie dorim noi să o imităm? Să o luăm drept exemplu. Se zice că toate ideile există deja în minte. Toate ideile, ca și posibilități. Așa după cum toate statuile există în marmura brută sau în stânca brută. Și acum, să o luăm spiritual, zice că toate caracterele creștine, sfinte, după voia lui Dumnezeu, există în stânca și marmura brută a acestei lumi, a firii pământești. Iisus nu ne vede așa cum suntem. Și numai noi știm cum suntem. Ci ne vede așa cum am fi noi dacă ne-am lăsat modelați de El, de Harul Său. La 1 Regi, 18:21, spune acolo, până când oscilați între două păreri, șopătați de două picioare, poate s-or fi și uscat, până când? Iisus zice, știe cine ascultă cu plăcere chemarea sa. S-a făcut chemare. Iisus știe cine ascultă cu plăcere chemarea sa. Cuvântul său. Ioan 15:6. Mlădițele uscate, să nu uităm, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. De ce să fim uscăciuni? Să fim între cei care zic ca și psalmistul, Psalm 28:8, Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Și motivul pentru venirea noastră să fie unul sincer, din iubire, pios, evlavie. Și cu siguranță că nu ne vom usca niciodată, pentru că ce aici făgăduința Psalm 107:35. El va preface pământul uscat în izvoare de apă.